Aș vrea în această seară să spun o singură întrebare. Tu ești mântuit? Pentru că toată credința se reduce la această esență, mântuire. La această întrebare sunt oameni care spun, eu nu știu dacă o fi mântuit. În ziua judecății Dumnezeu va aduce un cântar, nu știu de unde o scos teoria asta, dar asta o au, Dumnezeu va aduce un cântar și va pune un cântar în fața mea. Pe cântarul acela, care are două talere, Dumnezeu va pune faptele bune în partea dreaptă a talerului și faptele rele în partea stângă a talerului. Dacă faptele bune vor fi mai grele, vor atârna mai tare, atunci o să intru în rai. Dacă faptele rele vor atârna mai tare pe taler, și faptele bune vor fi mai ușoare, voi merge în iad. Nicăieri în Biblie nu scrie așa ceva. În 1912, când unul dintre cele mai faimoase vapoare care a fost și l-a avut, avut omenirea la acea vreme, a fost vasul Titanic. Pe vasul acesta Titanic, care se îndrepta din Anglia și mergea spre America, S-au îmbarcat o mulțime de oameni, bogați, săraci, funcție de cum au avut fiecare bani să-și plătească biletul. Nu la întâmplare, pe vaporul acesta se găsea și un păstor, pe nume John Harper. Omul acesta venea din Anglia, mergea din Anglia spre America, pentru ca să preia una dintre cele mai mari biserici pe care a păstorit-o Moody. Moody fiind bătrân, s-a retras din slujbă și a zis: "Vreau să predau biserica unui slujitor." Și John Harper, omul acesta, a fost într-un fel ales și de Mudi și de biserică, dar mai ales de Dumnezeu, ca să păstorească biserica. Și așa că a trebuit să plece din Anglia spre America. Știți cu toții că vasul Titanic a naufragiat, izbindu-se de un iceberg. Și acum John Harper a trecut și el prin niște, prin niște crize ale vieții. I-a murit soția. A rămas văduv la 39 de ani. Avea o fată de șase ani. Împreună cu fetița lui de șase ani pe vapor călătoreau spre America, și în timp ce mergeau spre America, vasul, cum v-am spus, a naufragiat și mulți oameni și-au pierdut viața. El a luat fetița, singura fetiță care o avea de șase ani, a pus-o într-o barcă și a dat-o unui uh, dintre cunoscuți și a zis: Ai grijă de fetița mea. Iar el a prins o vestă de salvare, a luat-o pe el și a sărit în apele oceanului. Mulți din apele oceanului și-au pierdut viața. Dar este uimitor de ce a făcut acest păstor. Se ducea în notând de la unul la altul și punea întrebarea următoare. În câteva minute vei muri. Pentru că apele înghețate ale oceanului ne vor curma viața. Îți spun o întrebare, tu ești mântuit? Și omul, cuprins în apele reci ale oceanului, striga disperat. Nu sunt mântuit, ce să fac să fiu mântuit? Și el, foarte scurt, în câteva clipe, pentru că viața se scurge repede, îi spune atât. Crede în Isus Hristos și vei fi mântuit. La un moment dat a luat vesta care o avea și a dat-o unuia care nu știa să noate și abia că să neca. Striga disperat păstorul spre el, tu ești mântuit! Și omul striga, nu sunt mântuit. În această seară noi nu suntem în apele oceanului. Încă Dumnezeu poate o să-ți mai dea 10 ani, 20 de ani, nu știu cât o să-ți mai dea. Eu vreau să spun o întrebare, înainte să mori, că odată vei muri, odată voi muri, tu ești mântuit? Și dacă nu ești mântuit în seara asta, aș vrea să pleci acasă mântuit. Amin. Oamenii ăștia care vin la biserică, oamenii ăștia care s-au pocăit, care s-au botezat, au făcut-o pentru un singur lucru, pentru un singur scop, să fie mântuiți. Amin. De aia mă duc la biserică, de aia cred, îl iubesc pe Domnul Isus Hristos pentru că El m-a mântuit. Nu mă va mântui, ci m-a mântuit. Și acum, în această seară, aș vrea să prezint patru lucruri, patru condiții ca să fii mântuit. Ce să faci să fii mântuit? Să înconjor biserica de șapte ori, să fac mătănii. Ce să fac să fiu mântuit? Ce ar trebui eu să fac să fiu mântuit? Și aș vrea să vedem ce să facem să fim mântuiți. Iată, am să prezint patru condiții. Din această citire pe care fratele Gian Meseșan a citit-o aici în fața noastră, acea femeie păcătoasă și acel Simon fariseu, fariseii știți prea bine cine erau, acea tagmă religioasă care l-a început cu câteva sute de ani înainte de a veni Isus, au început foarte bine. Au început așa cum au început pocăiții credința. Au fost oameni foarte religioși, cu frică de Dumnezeu, oameni foarte sinceri, dar cu timpul au devenit foarte nesinceri. Și combinația lor cu politicul a făcut din ei să se nască fariseismul feroce pe care Iisus l-a condamnat. Iisus n-a condamnat-o pe femeia asta păcătoasă. Așa cum a condamnat fariseii. Pentru că cel mai urât păcat de Dumnezeu este păcatul fariseismului. Trăim într-o lume de farisei. Sunt farisei vechi și farisei noi. Să te ferească Dumnezeu de farisei creștini, că sunt mai răi decât cei din lume. Pocăiții ne pocăiți sunt mai răi ca aia din lume. Farisei au devenit farisei pentru că s-au combinat cu politica. Și ca să, să dea bine romanilor, care guvernau acum peste evrei, au început pe față să-i vorbească de bine pe romani. Dar prin spate vorbeau de romani cele mai oribile lucruri. Și asta înseamnă fariseism. Să ai cel puțin două fețe și niciun obraz. În față să-i spui unuia una și în spate să-i spui alta. Asta e fariseism. Asta urăște Dumnezeu. Și iată că un fariseu îl cheamă pe Iisus în casa lui. Și vis-a-vis -vis de această întrebare, tu l-ai chemat vreodată pe Iisus în casă? În casa ta. Noi îl chemăm în biserică. Doamne, vină în biserică, dar să nu vi la noi acasă. Hristos vrea să vină la noi acasă să facă o reformă în casele noastre, frați și surori. Dumnezeu vrea să facă o reformă înainte să o facă în biserică, vrea să o facă în casele noastre reforma. Ce ai în casa ta și nu-i place lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să scoată afară. Fariseul acesta nu l-a chemat pe Isus să-i facă reformă, pentru că fariseul se credea un sfânt, un neprihănit. El credea că doar Isus trebuie să vină la el în casă. Dar ce caută Păcătoasa asta, ce caută la mine în casă? Femeia n-a venit poftită de fariseu. Femeia, fiți atenți, citiți bine Scriptura, femeia nici n-a avut curajul să intre prin fața fariseului, nici prin fața lui Isus, ci femeia s-a dus prin spatele lui Isus. Imaginați-vă, hai un pic aici în față, imaginați-vă, și, și ia pe asta, ăsta, uite, stai așa un pic. Imaginați-vă că El e Isus. Femeia, femeia n-a avut curajul să vină în fața lui Isus. Scrie Biblia că prin spatele, înapoi a lui s-a pus, s-a aici undeva și s-a băgat sub scaun. Și, mulțumesc frumos! Și sub scaunul acela stătea și spăla picioarele cu lacrimile ei și îi le ștergea cu părul capului ei. Și Simon stătea și se gândea pocăitul ăsta feroce, ca el nu-i nimeni. Dar ce caută păcătoasa asta? Ce caută bețivul ăsta aici? Curva asta aici? Ce caută stricata asta aici? Ce caută? Dar cum de el, Hristos, îi permite acestei dezaxate să-i atingă picioarele? Noi, farisei, doi, doamne fer, stăm departe de păcătoși ăștia. Astea nu au ce căuta la noi în casă. Iisus începe un dialog diferit. Revin. Care sunt condițiile lui Dumnezeu ca să fii mântuit? Nu condițiile bisericii. Condițiile lui Hristos. Ce să faci să te mântuiești? Prima condiție, ține minte, ca să fii mântuit e să fii păcătos. Și o să zice, stai, cum așa? Păi, Hristos n-a venit să-i mântuiască pe cei neprihăniți. Ce o zis Iisus? Nu cei sănătoși au nevoie de dar cine? Păi a bolnav. Hristos nu poate mântui oameni sfinți. Numai oameni păcătoși. Niciodată Hristos n-a mântuit sfinți. A mântuit păcătoși. Din păcători să facă sfinți, da. Dar oameni care se considerau ei sfinți, oameni care se considerau neprihăniți, oameni care se considerau că n-au nevoie de Hristos, pe astea Hristos nu-i poate mântui. Prima condiție ca să te mântuiești e să fii păcătos. Să recunoști păcatele. Pentru că dacă nu recunoști păcatele, Hristos nu te poate mântui. Iată fariseul. Credeți că fariseul era un sfânt? Credeți că nu avea niciun păcat? Fariseul, el se considera un sfânt. Ce-a făcut-o pe femeia asta să vină la Mântuitorul? Că știm din Biblie că la Mântuitorul cine veneau? La Mântuitorul veneau unii care erau orbi, șchiopi, ologi, îndrăciți. Ăștia toți veneau la Isus și aveau numai dorințe firești. Vindecăm fica, vindecăm fiul, înviem fiul, înviem fica, fă ceva. Dar femeia asta nu are nicio boală. Ce are femeia asta? Păcate. Păcatele o adus-o la Isus. Femeia asta are numai păcate. Eu vreau să vă întreb, aveți păcate? Mai nu ziceți că nu aveți, că nu vă cred. Păcatele au adus-o pe femeia asta la Domnul Isus Hristos. Păcatul a făcut-o să intre, să treacă peste orice normă de morală, să treacă peste orice normă de bun simț. Orice regulă a bunului simți, să se arunce la picioarele Mântuitorului prin spatele Lui. Nici n-avea curajul să stea în fața Lui. Îți așa de păcătoasă, Doamne, că eu n-am curaj să stau în fața Ta. Dar mă, vin prin spatele Tău și mă arunc la picioarele Tale. Poate i simți Tu acolo că o păcătoasă te caută. Îi simți că cineva te caută acolo. Eu nu-s vrednic să stau, vrednic că să stau cu Tine la masă ca fariseul ăsta. Eu așa de păcătoasă că-s mai păcătoasă ca toți. Domnul Iisus a spus în Luca 18, 9 la 14, o pildă. Pilda vameșului și a fariseului. Doi oameni s-au dus să se roace. Unul era fariseu și celălalt vameș. Fariseu se ruga așa. Doamne, eu îți mulțumesc că nu sca... Iartă-mă, el nu-i vameș. <gătă -mă> îți mulțumesc că nu sca ca vameșul ăsta. Hrăpăreț, <gătă -mă> zgârcit, păcătos, vai de el. Doamne, eu eu dau de două ori zeciuială, postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din izmă, din mărar, din toate, doamne, eu le fac pe toate, doamne, îți mulțumesc. Păcătosul, ce zice Biblia, se bătea cu pumnul în piept și zicea, ai milă de mine, păcătosul, eu, eu nu fac nimic, eu nu dau nici zeciuială, eu nu postez de două ori pe săptămână, doamne, eu nu fac nimic. Nici nu știu ce să zic măcar un lucru bun ca Ezechia. Să zic și eu ceva. Doamne, n-am nimic. Știi ce am, Doamne? Tot ce am, am păcate. Asta am și cu asta vin cu păcatele mele, vin la tine, Doamne, mă primești? Ai milă de mine, păcătosul, ai milă de mine! Vă spun, a zis Isus. că mai degrabă am mers omul acesta acasă, s-o cotit, neprihănit decât sfântul ăla, care n-avea păcate. Vrei să fii mântuit? Mai întâi trebuie să fii păcătos. Să recunoști că ești un păcătos. 1 Samuel 15. Biblia vorbește despre primul împărat al lui Israel pe nume Saul, care a primit cea mai nobilă, știu eu, cum să o numesc eu, obligație din partea lui Dumnezeu. Sau misiune. Misiune. Misiunea lui Saul era să-l omoare, să distrugă pe Amalek. Pentru că Amalek, în urmă cu câteva sute de ani, când Israel a trebuit să treacă spre țara Canaan, unul dintre oamenii sau popoarele care s-au opus lui Israel să nu treacă prin țara lor a fost amaleciții. Și au zis Dumnezeu atunci, am să-l șterg pe Amalek de pe fața pământului. Pentru că nu l-a lăsat pe poporul meu să treacă prin țara lor. Și acum nobila misiunei a venit lui Saul să-l șteargă pe Amalec de pe fața pământului. Asta era porunca lui Dumnezeu. Amaleciți nici nu mai există Au existat în istorie. O perioadă au spus uh, istoricii laici, nu au existat amaleciți. Astea sunt povești biblice. Dar cu, în descoperirile de la secolul 20, care au avut loc, de, s-au descoperit și amaleciți. Că există amaleciți. Avem scrieri de la amaleciți. Inscripții pe piatră. Există. Au existat amaleciți. Biblia are dreptate. Și Saul se duce, ordinul era clar, trebuie să nimicești tot, tot. Până și animale, nimic, nimic din casa lui Amalek nu trebuie să trăiască. Și se duce Saul și până la urmă, istoria biblică, vă rog să o citiți în capitolul pe care vi l-am indicat, se întoarce Saul înapoi. Cu oi, cu împăratul, exact ceea ce nu-i ceruse Dumnezeu. Se întâlnește profetul Samuel cu el și zice Ce faci, Saule? Bine, bine, prorocule, bine. Ce bine? Am păzit cuvântul Domnului. Ai păzit cuvântul Domnului. Și când o zis, ai păzit, cum am păzit cuvântul Domnului, exact ca Petru, când s-a lepădat de Domnul, m-a început un behăit de oi. Be, be. Dar ce cei cu behăitul ăsta de oi? Cei cu behăitul ăsta de oi? Că pă, păcatul sună după tine. Păcatul întotdeauna să știi că are zurgălăi. Păcatul întotdeauna... Tu, 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 nu poți să fugi de păcat. Când crezi că ești mai bine, atunci sună păcatul de n-ai văzut. Am păzit cuvântul Domnului. Da? N-ai păzit -o niciun cuvânt a Domnului. Încerci să-ți acoperi păcatul. Dar păcatul nu tace. Păcatul sună. Păcatul răsună. Și te face de groază unde ți -e mai dragă lumea. Când crezi că nu te vede nimeni, atunci păcatul, bum, explodează. Vai, domne! Mi-ai descoperit păcatul. Știți că la unii nu le pare rău că păcătuit. Știți ce le pare rău? Că o Mi-ai descoperit păcatul. Vai, știi ceva? Cinstește-mă în fața poporului. Nu mă face de râs. Fă ceva, dar nu mă face de râs. Ascultă. Fiindcă ai nesocotit cuvântul Domnului, astăzi Domnul te lepădă și nu o să mai fi împărat. Iată așa rupe Domnul împărăția de la tine și o dă altuia mai, mult mai bun decât tine. I-a părut rău și lui Samuel de ce a zis. Numai că ce a zis era cuvânt de la Dumnezeu. Toată noaptea a plâns Samuel pentru Saul și a zis, Doamne, Doamne, eu am zis asta, știu că cuvântul a venit de la tine, dar te rog, fă ceva. Dumnezeu a zis nu. Diferit de ceea ce se întâmplă în 2 Samuel 12, de exemplu, unde David păcătuiește cu Batșeba. Și când David păcătuiește cu Batșeba, se duce prorocul Nathan și îi spune, uite ce s-a întâmplat la noi în cetate. Domnule, ceva, o nedreptate și tu, David, nu poți să fii nedrept, tu ești drept. Om, nu, om, sărac, au avut o mielușea, unul bogat a avut o turmă, la ăla bogat a venit uh, un prieten și ăla bogat în loc să ia o oaie din turma lui că avea o grămadă de oi acolo să o sacrifice, să o dea prietenului care o venit de pe drum, ăsta s-a dus și-a luat mielușeaua de la săracul ăla singura mielușea, care o avea și dormea la sânul lui, n-avea nimic altceva atât avea săracul ăsta și David repede, vremnic e omul ăla de moarte cine-i, să fie adus aici, tu ești acela împărate dacă David nu și-ar fi recunoscut păcatul, credeți că l-ar fi iertat Dumnezeu? Dacă vrei să fii mântuit, mai întâi trebuie să fii păcătos. Un al doilea lucru, dacă vrei să fii mântuit, păcatele care le-ai făcut să te doară. Știți că sunt oameni pe care nu-i doare păcatul? Eu, eu nu știu, m-am dus la memorialul Durelii și am văzut acum atâta necaz și suferință. Eu mă gândesc călăi ăia care au omorât și care au chinuit oameni. Cum mă nu avu avut nicio remușcare? Că eu și că dacă omor o muscă, parcă noaptea am remușcări. Zic, mai bine o lăsam. Deci sunt destule. Dar să chinui oameni. Pentru că păcatul, păcatul dacă, dacă, te doare, știi cum trebuie să te doare păcatul? Cum te doare o măsea? Totul vreodată o măsea. Eu când eram mic, la suci, mă dureau măselele. Nu știu, aveam dureri de măsele. Acum, slavă Domnului, bine că am avut atunci, că eram copil și am răbdat Și aveam o sobă de teracotă. Lângă soba aia de teracotă, iarna nu e niciodată. Se făcea foc și se încălzea sobaia aia de teracotă de să pleznească. Până dimineața se făcea frig iară. Dar noaptea ținea de cald. Și noaptea mă sculeam cu durerea aia de măsele și mă puneam lângă sobaia aia de teracotă să întreagă durerea de măsele. Credeam că o să... Bă, dar mă dureau mai tare cum te doare o măsea așa să te, să te, doară păcatele? Adică să nu stai liniștit până nu faci ceva cu păcatele alea. Dar dacă nu te dor păcatele, dacă te-ai obișnuit cu păcatele, dacă te-ai obișnuit să minți, te-ai obișnuit să furi, te-ai obișnuit să delapidezi, știți că până la urmă păcatul, conștiința te mustră odată, te mustră de două ori. Duhul Domnului lucrează, dar după aia încep să devii obișnuit cu păcatul. Și nu te mai deranjează. Nu te mai deranjează că minți, nu te mai deranjează că furi, nu te mai deranjează că Curvești, nu te, mai, nu te mai deranjează. Pe femeia asta a început să o doară păcatele. O păcătuit ea cât o păcătuit, dar nu o mai suportat. Și păcatele, când au început să o doară, au venit cu păcatele ei la Domnul nostru Isus Hristos. Știți ce l-a făcut? Păcatul întotdeauna să știi că te va răni adânc. N-ai să păcătuiești și să fii fericit, niciodată. Păcatele, când le-ai făcut, o să-ți producă răni. Cum nu-ți produce răn nimic din lumea aceasta. Păcatul când îl aduce diavolul într-un ambalaj frumos. În America stare multe produse cu ambalaje frumoase, dar conținutul este atât de infect, de periculos de n-ai văzut. La fel și în România. Să nu credeți că e altfel. Pentru că nu ambalajul contează conținutul. Diavolul vine cu ambalaje frumoase și spune, uite ce frumos e păcatul. Păcătuiește, omule, îți trage și o perdea, zice diavolul, uita. după perdea asta poți să păcătuiești cât vrei, că nu o să te vadă nimeni, eu îți garantez. Și după ce ai păcătuit, ai desfăcut ambalajul, ai gustat păcatul și ai văzut cât de rău e păcatul și cât de mult te-a rănit, diavolul trage perdeaua înapoi și te arată la toată lumea și zice, no, uitați-l ce-a făcut. Și nu mai e nimeni cine este apere. Păcatul rănește, păcatul nu are frați, nu are surori, păcatul nu are Dumnezeu, păcatul nu are credință, nu are religie, păcatul nu are nimic sfânt. Păcatul distruge. Păcatele care le-ai făcut să te doară, asta l-a durut pe Petru după ce a păcătuit. Când s-a dus Petru în curtea marelui preot și stătea la focuri străine și se încălzea, Petru era fericit. Dar când a venit slujnica și a zis și tu ai umblat cu Isus, eu? No. Nu, nici nu l-am văzut. Mai rău, zice Biblia, că a început să se blesteme pe capul lui, să se jure și să zică, niciodată nu l-am văzut, nici nu l-am cunoscut. Când a început Petru să plângă? După ce a comis păcatul. Când a început cocoșul să cânte și a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus, a ieșit afară și a plâns cu amar. Păcatul trebuie să te doară cum te doare o măsea, frați și surori. Pocăiți din sighet. Dacă ați păcătuit și nu te mai mustră conștiința, dacă ai mințit și nu mai ai nicio remușcare că ai mințit, e o problemă gravă. Pocăiții trebuie să se mai pocăiască. Și nepocăiții trebuie să se pocăiască. Păcatul trebuie să te doară. Știți, în, în trecut, când părinții mei, când eu eram un copil și se făcea cina Domnului, la cina Domnului frații veneau înainte să facă cina Domnului și se făcea așa numită mărturisire. Știți ce sensibilitate aveau frații aceia? Că dacă unul o gândit rău împotriva celuilalt, zicea frate, vin să mă mărturisesc. Se mărturisea la păstor, vin să mă mărturisesc frate, că zice, m-am gândit rău împotriva fratelui. Vă dați seama ce sensibilitate spirituală. Astăzi, gândești și în timpul predicii. Doamne, nu mai gata asta dată. Cine știe ce gândești? Un al treilea lucru care aș vrea să-l menționez aici, ca să fii mântuit, deci în primul rând trebuie să fii păcătos. În al doilea rând, păcatele care le-ai făcut să te doară. În al treilea rând, să vii cu păcatele tale la Isus Hristos. La cine să mă duc cu păcatele mele? Toată lumea poate să-mi spună că am păcătuit, dar cine mă poate elibera de povara păcatelor? Cine poate să-mi ia greutatea asta de păcate din sufletul meu și să mă simt liber? Cine poate? Iuda scrie Biblia în Matei 27,4 că după ce a păcătuit a început și lui să-i pară rău că păcatul produce răni. Și s-a dus unde? O luat, o luat acei arginți cu care l-a vândut pe Mântuitorul. Și s-a dus la preoții cei mai de seamă. Nu la preoții cei mai simpli la preoții, la spuma religioasă. La preoții ce mai de seamă. A aruncat arginții în templu și a strigat. Am vândut sânge nevinovat. Și ce înseamnă asta? Îmi pare rău oamenilor. Oameni buni, preoți dragi, am venit iertați în păcatele, faceți ceva, că nu mai rezistă conștiința în mine, îmi vine să mă duc să mă spânzur. Nu mai știu ce să fac, vreau să mă sinucid, că mă doare conștiința că l-am vândut pe Mântuitorul. Faceți ceva! Auziți ce răspund preoții? Ce ne pasă nouă? I-au răspuns. Treaba ta. Adică descurcă-te singur. Cu păcatele tale tu nu te poți descurca singur. Nu te pot descurca nici preoții, nici pastorii, nici comitete, nici consilii legislative, nici soboare preoțești. Nu te pot descurca de păcatele tale. Poți să te duci la... să plătești câte slujbe vrei. Părinte, eliberează-mă de păcate. E ușor să zici, iertate-ți în păcatele. Dar dacă nu simți iertarea lui, dacă nu simți eliberarea de acea povară, tu iar te duci cu aceleași păcate. Tu ai nevoie de o iertare a păcatelor și de o eliberare de puterea păcatelor. Femeia aceasta știu de unde să vină. Nici la farisei, nici la preoții cei mai de seamă, nici la cărturari, nici unul din clerul bisericesc, unul singur, spune Biblia, între oameni și Dumnezeu, are puterea să ierte păcatele. Și nimeni nu-l poate substitui. Isus Hristos. Femeia asta a venit cu păcatele ei la picioarele lui Isus și a zis, Doamne, nu mă doare nimic din trup. Nu mă doare capul. Nu mă dor picioarele, n-am lepră, n-am scurgere de sânge, n-am nimic, Doamne. Știi ce am? Păcate. Și păcatele astea care mă dor, m-au adus la picioarele tale, fi bun, iartă-mă de păcate. Acum Simon Fariseu stătea și se gândea, hmm, dacă el acum deja avea și, și Iisus probleme în mintea Fariseului, dacă omul ăsta ar fi măcar un proroc, cum am crezut, ar ști cine e femeia asta. Și Iisus îi pune în fața acea ecuație matematică. Cu cămătarul care avea doi datornici, unul dator cu 500 de lei, celălalt cu 50 de lei. Dar amândoi erau datori. Dator ești și cu un leu. Dacă, e, dacă ai un leu dator, ești dator. Păi nu contează suma până la urmă, contează fapta în sine, da? De câte ori trebuie să minți ca să fii mincinos? Odată, nu? Nu trebuie să miști de o sută de ori. De câte ori trebuie să urăști? Ca să fii condamnat de Biblie. O dată. Cine urăște pe fratele său e un ucigaș. Femeia aceasta știut unde să vină. Frați și surori, iubiți creștini, nici nu mă interesează confesiunea religioasă din care faceți parte. Pentecostale, adventiști, ortodoxi, baptiști, indiferent ce ați fi. În această seară eu te chem să vii cu păcatele tale la Isus. Isus Hristos în care are putere pe pământ să ierte păcatele. I-au adus un slăbănog la Domnul. Și când i-au adus slăbănogul, patru inși au vrut să intre în casă, dar casa era tixită, era arhiplină. Nu mai puteai să arunci un ac. Și atunci s-au ridicat, s-au urcat pe acoperiș. Urcându-se pe acoperiș, au desfăcut acoperișul și l-au coborât pe slăbănog până în fața lui Isus. Și au zis ce spune Iisus. Iertate-ți sunt păcatele. Oh! Când au auzit ei, dar cine poate să ierte păcatele? Cum să ierte păcatele? Cine e el să ierte păcatele? Iertate-ți sunt păcatele. Ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție, a zis el slăbănogului, scoală-te, fă-ți patul, strângeți rogojină și acasă. S-a vindecat sau nu s-a vindecat? S-a vindecat. Slăvit să fie Dumnezeu. Singurul care poate ierta păcatele este Isus Hristos. Și în al patrulea rând, îi să crezi în iertarea Lui. Dacă Isus s a spus că ești iertat, crede-mă că ești iertat. Amin. Nu oamenii trebuie să spună, ci Hristos. Auziți! Cei ce credeau în El, cei ce ședeau cu El la masă, au început să zică între ei. Cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Versetul 49. Adică puneau la îndoială puterea de iertare. Iar Isus se uită la femeie și a zis, femeie, crede în iertarea care ți-o dau. Credința ta te-a mântuit. Crede că dacă eu te-am iertat, ești iertată, femeie. Du-te în pace, să nu mai păcătuiești. Există oameni care nu cred în iertarea lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu i-a iertat, ei trăiesc mereu cu acel sentiment. Oare chiar m-a iertat Dumnezeu? Oameni care, deși i-a iertat Dumnezeu, nu se pot nici ierta pe ei. De atâtea ori ți-ai auzit acest cuvânt al lui Dumnezeu. Oare a produs acest cuvânt al lui Dumnezeu vreo schimbare în tine sau nu a produs nicio schimbare? Mă rog, în această seară, și vreau să mă opresc aici din predică, că nu vreau să vă. Pun răbdarea la încercare. Dar n-aș vrea să pleci acasă nemântuit. Cine știe ce urmează în ziua de mâine, dacă mai trăiești sau nu? Dacă mor la noapte, măcar să mor mântuit. Dacă murim la noapte, să murim mântuiți. Aceasta este dorința mea pentru tine în această seară. Vreau să pun o întrebare în seara asta aici. Vrea cineva să plece acasă mântuit în seara aceasta? Dintre cei nemântuiți? Dacă vrea cineva să plece acasă, să ridice o mână sus, să spune, eu vreau să plec acasă mântuit. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mai este cineva aici la balcon care vrea să plece acasă mântuit, să plece cu păcatele iertate. Să pleci acasă iertat de Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să binecuvânteze toate mâinile care s-au ridicat și aici jos și sus. În această seară Isus Hristos Domnul, crede-mă, este aici în mijlocul nostru într-un mod invizibil. Vino cu păcatele tale la Isus, păcatele care le-ai făcut te dor. Nu-ți dau pace, nu-ți dau liniște, de aia nu poți să dormi noaptea, de aia nu ești fericit. Că păcatul distruge toate aceste lucruri care le-a pus și toate aceste valențe care le-a pus Dumnezeu în noi. Dar Isus Hristos în seara asta vrea să te mântuiască și să pleci acasă mântuit.